bine v-am pus și la profilul online cu exerciții de matematică. Ce facem cu probleme? De olimpiadă. Probleme. Clasa. Da. Haideți să vedem. Să luăm o subie. Da. Tot cu mulțim să facem un probleme? Nu știu ce. Da, găsim un subiect. Găsim un subiect, da. Care, care nu le-a bătat. Nu mai ce subiect. Păi da, o mulțim nu mai face. Determinați numerele de trei cifre pentru care... Primul subiect, da. Da. Determinați. Numerele de trei cifre. A, pe ce? O să facem. Dacă e de pe 8 martie, n-am făcut. A făcut o pe-ată, domnul. Da. Alt subiect. Așa. Determinați toate numerele naturale de două cifre, A, B. Deci, de tipul A, B. Cu A mai mic ca B. Deci, A mai mic ca B. Care sunt egale. Așa, cu suma numerelor naturale, cel puțin egale cu A și cel mult egale cu B. Încă o dată. Deci determinați toate numele naturale de două cifre AB, cu A mai mic AB, care sunt egale cu suma numerelor naturale, cel puțin egale cu A și cel mult egale cu B. Care sunt egale, deci aceste numere AB, sunt egale cu suma numerelor naturale, cel puțin egale cu A și cel mult egale cu B. Deci, cuprinse între... Da, și cuprinse da. Între... Cel puțin egale cu A. Uite, mi-e dar am luat profesor. Da. Da, aici e cu suma. Suma numerelor naturale. Cu suma numerelor naturale. Cel puțin egale cu A și cel mult egale cu B. Deci, adică suma numerelor naturale de la 1 până la... Deci 1 plus 2 plus puncte până la cine, care e egală cu suma cel mult cu B. B. Cel mult cu B, da? Da. Păi da, nimic decât B. Trebuie să fie două cifre, trebuie să meargă... Și aici suma lor mai mică decât A. Deci A mai mic decât suma lor aici. Dacă am înțeles bine, dar hai să mai vedem un pic, mai știu. Deci determinați toate numele naturale de două cifre AB cu A mai mic decât B. De-aia era A mai mic decât B, ca să fie minorată la majorare. A mai mic decât B. Care sunt egale cu suma numerelor naturale ce... Care sunt egale, numele acelea... Numele de forma AB sunt egale cu suma numerelor naturale cel puțin egale cu A și cel mult egale cu B. Adică suma naturală trebuie să fie cel puțin egale cu A, nu cu AB. Adică numele de forma AB sunt egale cu A plus A plus A, B egal cu A plus A plus A plus B până la B? Plus B. Plus și numele egale plus B, nu? Păi dar dacă trebuie să fie egale cu A, și-a poate să fie maxim 9. Trebuie să mă cită și eu încă o dată. Trebuie foarte multă atenție. Deci, exact, vă dați seama pentru un copil, dacă, un soare dacă, de dacă eu aici trebuie să incitesc așa și voi acolo. De găsit toate numele naturale din două cifre. A, B. Virgulă. Cu A mai mică B. Acum gata asta. Care sunt egale. Ele sunt egale. Da. Numele acestea A, B. Egale. Deci numele A, B. Sunt egale cu suma numerelor naturale, cu suma numerelor naturale, cel puțin egală cu A. Adică începem de la A, că A e mai mic. Deci A e mai mic decât B și ar trebui să fie o sumă naturale. Plus A plus 2 plus până la B. Adică cel mult egală cu B. Păi da, dar A nu trebuie să fie maxim 9? Că e număr de două cifre. Sunt egale cu suma numerelor naturale, cu suma numerelor naturale, cel puțin egal cu A. Egal cu A. Și cel mult egal cu B. Păi da, da, asta. Dar depinde și ce număr logică.
Păi da, și pe cifre, uitați. Eu apoi să fie de la 1 la 9 și de la 0 la 9. Ba nu este de părerea că nu este adică 1 plus 2 plus 3 sau 0 plus 9. Nu poate să fie 0, de fapt. Cel puțin egală cu A. Ei, dar de ce? Pentru că A nu poate să fie 0. Care? Pe mai mare. Și A nu poate să fie 0, dar poate să fie egal cu 0 plus 9. Deci autorul ăsta s-a gândit, numele de formă A, B, egal cu A, plus A plus 1, plus, și așa mai departe, plus B. Începe de la A, plus A plus 1, plus A plus 2, A plus 1, cu următorul temă. Știți? Pun plus B. Așa credeți voi, da? Da, da, da. Așa pe așa. Deci A, B, numele de formă A, B, care sunt egale cu? Cel puțin cu A. Deci înceapă de la A, da. Suma asta, A, plus, plus A plus 1. Plus ce mai spate. A plus 2. Deci, atenție, mă duci. Mai mult grijă când citim. Deci, ca să putem înțelege, altfel nu putem. Deci, pentru care ele sunt egale cu suma numerelor naturale, cel puțin egală cu A, adică de la A se înceapă, și cel mult, și cel mult egală cu B. Cu B suma numerelor, numele acestea, cuprinse între A și B. Asta vreau să spun ea. Da? Deci, vă parte, numele cuprinse între A și B. Suma lor, plasată între A și B. A, apoi A plus 1, A plus 2 și așa mai departe, până la A plus, plus B. Până la B. Da. Final. Asta e. Bun. Da, așa. Așa stau lucrurile. Hai să încercăm. Dacă luăm așa, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3 plus 4 dă 10, nu? Stați 1 plus 2. Dar nu poate fi 0. 6 plus 4 dă 10. 1 plus 2 plus 3. 3 plus 4 dă 10. Adică e cel mai mic număr, numai că ar trebui să fie mai mic ca B. Păi, hai să încercăm așa. Nu, de fapt nu încerc nimic, vreau la voi propunere. Și B mai mare decât 1, pentru că ar trebui să fie cel puțin 1 și B nu poate să fie tot 1. Corect. Deci ar trebui să fie neapărat 1. Puneți. Fiindcă este primul, prima... Și diferit de 0. Da. Deci A, diferit de 0. Nu, cum poate să fie 0? Deci în jur de A trebuie să fie egal cu 1, 1 ce? Da, 1 mai mic, 2, 3. Și varianta B e egal cu... 5. B egal cu 2, așa. Hai să luăm pas cu pas. Păi da. Ai mai mic A, B. Da. Hai să vedem. Da? Deci atunci, ia să vedem numărul cum ar veni. Cum ar fi A? 12. Deci venind 12, mai mic decât A, adică cine este A? 1 plus... Nu, e egal. 1 plus... Următorul după A plus 1 este 2. 1 plus 2. E fals. Da? Fals este asta. Deci nu poate să fie așa. Dacă tu, Daria, acum nu prea ești încântată de ideea asta, haide să transpunem în baza 10. Ai tu altă idee? Nu, am zis că anul poate să fie 9. Anul poate să fie 9. De acord, că B-ul, dacă e mai mare, deci au până în 8 cel mult. De acord, până aici, da? Bun. Aici, Daria, haide să lucrăm pe alte idei. Deci varianta în care măturăm așa, e prea mult, nu? Adică am mers cu A1 și B1, 2, 3, 4, până la 9. Și trebuie să mergem la 8. A2, B1 de la 3 încolo până la 9. Și am avea multe tatonări, până când de peste parte. Atunci, hai să mergem așa. Luăm de A, B, cât să scrie? 10A plus B. 10 A plus B egal cu A plus A plus 1 plus A plus 2, plus A plus 3, plus A plus 4. Da? Cât ar face A plus 4? Atenție, ca și cum ar fi 1 de aici cu 4, 5. Da? De ce scrisem acolo A? Dar tot trebuie să dăm valoare la un moment dat. Nu, să vedem până unde mă pot duce. La A plus cât? A plus 8. Până la A plus 8, nu? De ce? Că e 1 și 8 face 9. Păi A poate fi 9, ai zis că nu.
poate să fie 9. Nu, B nu poate să fie 9. B nu poate să fie 9. B poate să fie 9, dar... A nu poate să fie 9. Cel mai mic număr este 16. Și cel mai mare este 91. Ideea e că zicem A plus O și 1 plus O egal cu 9. O secundă. Deci, Daria, ca să mă duc până în B, nu știu unde să mă opresc. Dar câți de ăștia trebuie să aveau? Succesorul lui A, A plus 1. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dar, atenție, acest A plus 5 trebuie să fie și o cifră. Păi da. Da? Pentru că se duce până la cerul 9. Păi da, poate 1 plus 5. 1 plus 5, 6, da? A plus 6. 6 plus A plus 7. 7 și plus A plus 8. Cam asta e. A plus 8 este ultimul. Da, pentru că deci A plus 8. Și acum vine 10A plus B. E cam câți de ar de A sunt aici? Câți de ar de A? 9 de ar de A, nu? Da. Deci sunt 9, fără discuție. Aici e 1, 8. Deci 9. 9 ori A plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. Care face 10, 9 de A de A și până scădem 9A și vine A plus B să fie egal doar cu suma asta. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. Cât? Suma asta dă destul de mult. Mi-a pus B cât ar trebui să-mi dea aici. 36 dă. Deci face cât? 30? 36? Da. Până la 10, 9, 4, 5. Da, e corect. 36. Da, 36. Da. Imposibil. Imposibil. Adică nu mă pot duce până la A plus 8. Trebuie să mă opresc undeva, mai jos. Pentru că... Da. Deci de ce? Pentru că suma 2 A plus B, dar dacă ar fi 2 A? Pe de ce nu plus A plus 8? Pentru că ar poate să fie 9, nu? Cum? De deci... Păi ar poate să fie nici 0, nici 9. De ce nu plus A plus 8? A plus 8? Pentru că A poate să fie 1. Păi, păi da, 1 plus 8 nu doar. Face 9. Și B-ul, ultimul, dar formă-i ca poziție B-ul. Și am intrat în situația asta că suma lor fac 36 a două cifre. Imposibil. Așa înseamnă că trebuie să scad pe ăsta de aici. Tot e mai. Și atunci îmi rămâne câți de al de A? Rămâne... Doar 8 de al de A. 14 8 de aici. Da. Adică 2 și acum 2A plus B egal cu suma? 28. Se poate? Se poate. Pe o adică 3 ori 9, 27. 18, da. Deci dacă ar fi toți de altii 9, 3 ori 9, 27. Da. Nici asta nu se poate. Trebuie și cu ăsta. Da. Și atunci îmi dă 3 de A de A, 3 A plus B, egal cu 21, suma. Dar până aici? Face 21, ia să vedem. A, putea totuși. 1 plus 2 plus 3 plus 4, deci... 10. 24. Da? 21. Da, da. Bun. Se poate ca cifre să fie în lucrarea asta? Da. Da. Ținând cont că ai mai mic decât B. Am avut 6... Dacă B-ul e 9, aici de maxim. Da, B-ul dacă e 9... Da, rămâne 2. 12 și se poate. Da. Deci... A-ul e 4. În situația asta... Adică înseamnă așa. Dacă B egal cu 9, atunci 3A va fi egal cu 12, adică A egal cu 4. Da? A egal cu 4. Și atunci numărul căutat care ar fi după cum... 49. Deci 49 ar fi numărul acesta. El are calitatea asta, că este egală cu cine? Cu A, cu 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8,
Plus? Nu. 9? Ia să vedem. Ar trebui să întâmple așa. 64, 10. 10. Mergem să facem două ori de aici. 5, 39. 39 sau 49? 39. Facem mai scăpăm de 39. 10, 25, 6, 39. 8 plus 9 de 39. 39. Deci nu depresi calitatea asta. Pas. Domn profesor, dar acum ești 45. Ai 4. Ai 4 și 10. Deci B-ul egal cu 9 n-am ascat. Puneți de B-ul cu 5. Dar de ce să vă duc la 5 deodată? Pentru B-ul e egal cu 5. Nu, eu să fac analiză. Da? Deci B-ul e egal cu, 8. Și atunci vine 3A. 3A egal cu 21 minus 8, cât face? 13. Face 13, da? 3A egal cu 13, imposibil. B egal cu 7, 3A va fi egal cu cât? 14. 14, imposibil. V egal cu 6 rezultă 3A egal cu? Egal cu 2. Cât vine? Deci dacă 15. 15. Și atunci au egal cu? A este egal cu 5. Și numărul care e în clipa asta? 56. 56, da. Deci 56, dacă este egal cu 5, plus 6, nu? Ca să ajung la 56. 5 cu 6. Fals. Deci, în clipa în care am relația asta, 3A cu 3A egal cu 21, pe B l-am dus de unde începând? De la 9, 8, 7, 6. Sunteți să o ceva, dacă... Că aici observați că restul crește din ce în ce mai mult. Deci... AUA a crescut și el, nu? AUA mi-a dat 5 acolo. Da, am o chestie de zis. Că nu mai ați să-i facem tăi, trebuie să mai facem doar pe beta ei, ca să fie din tăi în tăi. Să mai da un acolo să le apă. Am înțeles, fiindcă nu se împart la 3, da? De acord cu asta. Dar ce observăm este că n-am găsit pe legea A și B, care îndeplinească condiția asta. Ori noi n-am scris corect relația, n-am interpretat bine, ori să vedem care este motivul. Încă o dată. A plus A, B. Deci trebuie să fie un număr natural, B, nu? Păi, A, B, ăsta. A, B, ăsta trebuie să fie suma începând de la A. A, B, în care A trebuie să fie mai mică B. Trebuie suma numele naturale. Nu? Asta trebuie să fie așa. Deci, e suma tuturor numele naturale, dacă e cel puțin între. Da, suma tuturor numele naturale, dar suma numele naturale se suprează într-un număr. Pentru că sunt mai din două cifre. Păi, zice suma numele naturale cel puțin egală cu... A, așa, pentru cel puțin și cel mult egal cu B. Da. Deci, ei pleacă de la A mai mic egal cu 4, de fapt, de la A. Noi l-am plecat și noi de la A egal cu 4 și în jos A egal cu 3, A egal cu... Deci, de ce merge A egal cu 4? Da. Pentru că... Așa ne da și 9 la primul. Vedeți? Aici... B9, A4. B9, A4. Și pe aceea merge cu A egal cu 2. A egal cu 3, A egal cu 2, nu în sus. B-ul are libertatea să se ducă până la 9, a spus mai nou. Dacă ar fi mai mic decât 4, asta nu înseamnă că B-ul mai mic decât 9. Deci, conform relației din enunț, avem AB egal cu A plus A plus 1 plus A plus 2 plus așa mai departe plus B. Și cum A plus A plus 1 plus așa mai departe plus B este mai mic egal decât 45, care înseamnă 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 până la 9, rezultă că A este mai mic egal decât 4. Pentru asta primeau 3 puncte. Stau și acolo. Da. Deci, A plus A plus 1, A plus 2 plus A plus 3 plus A plus 4 A plus A plus A plus 8. Ne-am dus și noi până la A plus 8. Noi ne-am dus, uitați, 1 plus 2 a scris în prima relație, da. De sus, a scris, nu, da. mai sus, a scris până la B. Și B-ul a zis că poate să fie 9. Uitați, 1 plus 2 plus B.
Primă, cum a scris primul da, rând? Aici, nu? Da, și acolo deci, nu mergem la nou. Păi, l-am văzut noi pe B9, pentru că am zis A plus 1. A, noi am zis acolo A da, 9. Da. Deci... Am ajuns la 45? Noi n-am ajuns la 45, ne-am ajuns la 36, domnul profesor. O secundă, hai să le luăm din nou. Deci e 10, 10 A plus B. Uite, până la 8 A. 10 A plus B ca cu A. Da, plus A plus 1. A plus 1. Plus A plus 2. Adică următorul. Da, 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 plus B. Plus A plus 3. Plus B. Plus puncte, puncte, plus B-ul, acela care e ultimul. Dar suma asta este mai mică egală decât 1 plus 2 plus 3 plus... Până dar suma asta este mai mică egală, mai mic strict. Mai mic egal, spune? Da. 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 plus 3. Plus puncte, puncte, plus până la... 9. 9. Că B-ul va să fie 9. Adică 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus 9. Dacă eu nu... Neglijează! Pentru că după... De ce zice plus 1? Neglijează pe A-ul ăsta. A-ul e 1. Îl neglijează pe ăsta, de aceea ea este... De ce zice că mai mic? Mai mic egal. De ce asta e mai mic egal? A, e vorba de suma numerelor cuprinse între A și B. Exact. Care poate să fie cel mult până la 9 numere exact. Astea. Da. Suma asta, da? De acord cu asta. Deci, între A și B, noi nu am alt spațiu decât numerele de la 1 până la 9 cel mult. Toate. Exact. Toate numere. Și asta înseamnă 45. Da. Știi asta care? Înseamnă că 10A plus B e mai mic decât 45. Ceea ce înseamnă că... A e mai mic egal decât 4. A mai mic egal decât 4. Și pentru asta primeau 3 puncte. A e mai mic egal decât 4. Mai vedem încă o dată problema. Vedeți? Dacă nu reușim să citim conținutul, nu putem intra în problemă. Exact. Și ea l-a mutat. Nicole chiar așa. E despre ce e. Da. Determina asta pe numele naturale de două cifre, A, B, cu A mai mic decât B, care sunt egale cu suma numerelor naturale, cel puțin egale cu A și cel mult egale cu B. Acum că am scris așa, parcă mi se pare mai adevărat. Da. Înțelegem enunțul. Da. Invers trebuie să înțelegi. Exact. De la enunț se poate să înțelegi. Exact. Deci autorul trebuia să spună așa. Determinați toate numele A și B de tipul AB, cu A mai mic decât B, pentru care ele sunt egale cu suma numerelor cuprinse între A și B. Da, da cuprinse mai... între A și B. Dar dacă spune care sunt, pentru care numele acestea sunt egale cu suma, cu suma numerelor cel mult, cel puțin. Cel puțin A și cel mult B, da. Este de fapt traducerea că sunt cuprinse între A și B. La 1 și 9. Da. Până la 1 până la 9. Da. De la 1 până la 9. Sunt cifre și pentru că A-ul este... Diferit de 0. A, diferit de 0. Da? Este da. Ciudat, foarte ciudat. Exprimat. Și acum să înțelegi ce A e mai mic egal decât 4. Uitați-vă, 10A. 10A plus B mai mic decât suma asta, 45. Că astea sunt numele cuprinse de la A până la B, cel mult, da? Deci e clar că așa este. Și acum, dacă A e egal cu 4, tot n-ai înțeles? Nu. Insist încă o dată. Da, ia. Insistăm încă o dată. Deci autorul spune așa. Să găsim toate numele de forma A și B, de forma AB, cu proprietatea că numărul AB, acela care o fi, din două cifre, este egal cu suma numelor cuprins între cele două cifre, A și B. Ce știm noi despre A și B? Că sunt cifre, nu? A poate să fie 0? Asta știm. A? De pe prima poziție nu poate să fie. Poate să fie 0? Nu. Deci luăm de la 1. Până unde pot să merg? Până la B? Nu. Cifra maximă? Nu. Am zis suma numelor. Suma asta este cel puțin. Egală cu A, adică 1. 1. Și cel mult. Egală cu 9. Cu 9. A numerelor cuprinse în spațiul ăsta. Asta ne-a determinat pe noi să gândim cel puțin A-ul de unde poate să înceapă cel mai mic. La 1.
Plus și B-ul care se duce, nu? Până la 9. Până la 9. Și atunci, e vorba de aduna numele cuprinse între cele două cifre. Care cresc acolo, nu? De la cifra A până la cifra, e vorba de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 4 plus până la 9. Suma lor, 4. Deci, parcă ăsta ar fi cea mai mică A-ul și cea mai mare poziția lui B nu va fi decât 9. Și atunci, suma cifrelor, suma numerelor cuprinse între A și B este 1 plus 2, 3 plus la 9. Inclusiv A-ul, inclusiv B-ul. Sau 45. 45, atunci ce înseamnă? De aici ne dăm seama că A-ul trebuie să fie mai mic, egal cu 4. A-ul poate fi 4 și B-ul poate fi 5. A-ul egal cu 4 și B-ul egal cu 5. Ia să vedem este adevărat. Deci A egal cu 4 și B-ul egal cu 5. Cât face? 45 este egal chiar cu cine? Cu toate numerele adunate de la 4 începând. Adică vine 40. Păi. Păi 40 cât e? Așa vine. Păi vorba de a aduna numerele 4, au, de la 4, plus următorul care este? 5. 5. Nu zic, e falsă asta 45. Și atunci coborâm pe A. A egal cu 3. Pentru A egal cu 3, ce se creează? Vom avea 30 și B-ul nu știu. 30 și B. Da? Și să fie egal cu de la 3 plus 4 plus 5. Nu? Așa spune. De la da, da, da. A început 3 plus 4 plus 5 plus până unde? Până la 9. Plus 6 plus 7 plus 8. Ia să vedem cât facem. M-am dus la 30 până acum. Și eu trebuie să depășesc pe 30. 10, 20, 30 m-a dus. 33 minus 45. Deci cât este? Care este? 33. 33. Ia 3. Adică fie mai mic decât mea, așa cum mai adunăm și un 9. De la 3 vorbești, dar nu spate că sunt de păi. La 3 vorbești. Deci la 3 vorbești, dar înseamnă că facem să mă rog. Păi, dacă lăsăm pe 8 de 30 și 3 și anume este mai mult. Nu lăsăm pe 8, dar pe 8. Dacă îl tăiem pe 8 de 25. Și anume bun, nu? Și dacă mai punem și pe 9 de 49. Și anume bun. Păi, ne ducem până când sunt în egalitatea aceea, că cel mult. Nu trebuie să atingem neapărat pe B egal cu 9. Deci pe B nu atingem egal cu 9. Nu. Urmează să ne plasăm aici, în intervalul ăsta, dintre cele două. Dar toate numele consecutive trebuie să scrie. Deci nu putem să repetăm peste ele. 3 plus 4 plus A, B plus B minus 1 plus B, domn profesor. Nu merg cu cifrele așa. Plus deci, B minus 1 plus B. B minus 1 plus B. Da, final. Adică cel dinaintea lui B și până un B minus 1, precedentul, da? Da. Și, deci plus, plus, să zicem, B minus 1 și plus B. Da, egal cu numele din forma 3B, că acum știm că A-ul e 3, da, da, cum ai spus și dumneavoastră, da, egal cu 30 plus un B. Deci egal cu... Trebuie să ne dea 30 plus un B, nu? 30. Trebuie să ne dea 30. Ia să vedem dacă avem 30. 30 plus un B. De ce nu plus, plus un B? Aici e 30 plus un B. Da? 30 plus un B. Așa. Și B-ul ăsta cu B-ul de aici s-ar duce. Și atunci ce, ce ne rămâne? Ia să vedem ce sumă. Și scăzând B și adunând 1 plus 2 în ambii membri, rezultă că 1 plus 2 plus plus așa mai departe, plus B minus 1, e egal cu 32. Dacă trebuie să zic o soluție acum. Nu este.
Vedeți? Dă 32. Nu. Și 32 e 3 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. Dă 36. Știți care ce s-a făcut? S-a dat chestia asta de încălzit. Deci, încă o dată, vedem aici că e 30b, da? 30 plus b, 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus, cât m-am dus aici, 10? Acolo e 18, 10, acolo e 18, 18 plus un număr. Să fie 30, pe 30. Deci 18 plus 10. Ar veni 7, 7, nu? Da, 7 și 8 am la voia. Asta nu e 13. Așa. De 7 plus 8. Exact. Și atunci... Deci pe B nu putem decât mai mare decât 3, da? B-ul este 6, 7, așa trebuie să-l vedem. B-ul de la 4 în sus, da. Da, de la 4 în sus. 9. Deci B-ul mai mare decât... B-ul mai mare decât 4. Bun. Să-l încercați numărul 36, să vedeți la urmă, dacă vreți. Ia să vedem. 36 egal cu 3 plus 4 plus 5 plus 6 daia. Și vine 40 cu 6 face 18 acolo face 40 cu 6, 10, 18, nu e adevărat. Deci 36 nu am mers. 37 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 25, cât face? Am mai adunat în 7. Da. 27, 25. 25, da? Și tot merge. 38 este egal cu 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. 32. Cât face până aici? 33 face. Dar încercați 35. Acolo 25 plus 8 e 35. Și cu 3 nu merge niciunul? Nu, 27, numărul și 5. Hai să vedem. Deci cu 3 nu am mers. Cu 3 nu merge. Cu 4. Cu 3, cu 2. Cu 2. 2. 39. Încercați 39. Nu merge, nu merge. 39. Plus 6 plus 7 plus 8 plus 9. Dar merge de la 3? Dar punem stați. Deci trebuie să plecăm de la cifra. E 42. Dacă vreți, spuneți plus 3, nu merge. 2B. 2B. Da. Egal cu 2. 25. 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 Și atunci B-ul este 7. Da. 27. Deci 27. Și dacă mai continuăm după 7, nu mai merge niciun. Nu mai merge. Și acum cu 1, 5. Cu 1. 1B. 1B. Înseamnă 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Care îi face până aici cât 5 cu 5, 10 și cu 2 și cu 3, 15. Da, asta e bun. Și ăsta e bun. Deci B egal cu 5. Deci înseamnă B egal, sau numărul este 50. 50, da. Hai să facem ordine în minte, da, pentru exact. Ce a fost, acum a fost numai datorat. Da, și pot. Ce a avut autorul ăsta? Ce șmecherie a avut el în cap? Deci, el a observat, jucându-se, că se întâmplă la un moment dat ca suma numerelor de aici, iată cum e 15, în suma Gauss, haideți să vedem așa.
De unde să agățăm bine problema ca să o vedem? Ca să o vedem ca formă, conținut. Că așa cum am făcut acum, nu sunt mulțumit deloc. Deci, când adunăm numele 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9, deci la suma numelor acestora, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9, 2, 4, 5. Face 45. Bun. El observă că dacă le-ar aduna pe primele 5, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, fac 15. Da? 15 așa. Numărul acesta 15 este egal cu începând de la 1 până la 5 adunate. Adică de la A, nu parcă stă fie A. Da? Deci 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Dacă mai adunăm încă 1, adică e vorba de 16, 21. Da, deci 21 nu se întâmplă ca A mai mic ca B. Corect. 21 față de cum se respectă 15. Corect. 15 ce respectă? Ca A mai mic ca B. 21 e bun dacă e de A mai mic ca B. El are nevoie de spațiu dintre A și B. Spațiul dintre A și B de 5, inclusiv cu A și cu B, de la A, de-aia spune cel mai puțin A-ul și cel mult B-ul. Deci trebuie interval. Toate numele de la 1 până la 5. Iar cu ăsta și când ajunge la 21, nu mai respectă A mai mic ca B, 21. Da. Când se duce la 7, 28 este, 9, 10, 10, 10. Păi 15 și 6, 21. Și cu 7? Și cu 7, cât am zis? 21 și 7, 28. Nu, nu pe 1 atunci, când l-am făcut pe 27. Deci, la 21 mă opresc mai mult. Da. 21 este un număr, când am zis 21, e un număr care nu mai respectă mai mic. Dar 28 respectă. Dar 28 respectă. 21 și cu 7, 28, da? 28. Deci 28 este un număr care are ce spațiu? Are de la 2, adică 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. Că de la 2 până la 8. Corect. Deci, practic, bucata din suma Gauss este pierdută ca sumă cu 10. Deci, 1 și cu 9 fac 10. E 45. Suma e 35, suma e 28. Asta. Deci suma este 35. Deși ai venit ca B. Da. Ei bine, cu 2 nu mai are nicio șansă. Are, 27 e uitat. O secundă. Deci cu 2... de ce nu ne-am oprit la 27? 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Dacă mă oprim aici. Da, fără. Așa. Fără 8 merge. Deci 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Și puneți acolo 27. Deci când plec de la 2, trebuie să mă duc așa fel încât să... De la 2 încep în suma, nu mai încep la 1, cum am început mai devreme. Nu, la 2, da. La 2. 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Se întâmplă că fac exact 27, așa da, este? Da, e bun. Deci asta este bun. Practic, ia o bucată din suma asta. Dacă ar fi luat 24 culoare. Deci 24 are calitatea asta? Nu are 24. E 2 plus 3 plus 4. Deci el trebuie de la 20 încolo. De la 20 încolo, unde face 20 de la început la 2 încolo?
4 și cu 6, 10. 5 cu 20. Da. Deci, iată, aici făcea 20 parte. Da. Da. Ei, faptul că face 20 până aici și imediat 7-le se lipește și fac 27, este lucrul unic care se întâmplă în clipa asta. Iar pentru 30, suma începe de la 3. Da. Pentru numerul de formă 3, da? Da. Și de la 3 încolo, niciuna nu-ți mai dă 30. Nu-ți mai dă suma asta. Nu. În concluzie, observația pe care o face autorul este următoare. În clipa în care spune A mai mic ca B. Dar e fete. Hai să încercăm împreună. Păi, greu exercițiul, da. Este, este foarte greu de înțeles. Exact. Greu de înțeles, dar haideți să ne apucăm noi prin limbajul nostru. Exact, să facem noi așa. În, în varianta în care are autorul acolo, nu te poți apropia de ea. Exact. Numele de tipul asta, Daria, de tipul AB, hai să o luăm așa. Numele de tipul AB, poți să înceapă cu cifra A1, da? Deci, poți să fie 1B. 1B ar trebui să fi fost egal, cum vrea autorul, cu 1 plus 2, adică de grad. După ce am înțeles, pe grad, da? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 până la B. Plus B-ul acela, ultima cifră. Însă, în clipa în care mă duc până la 5, ce se întâmplă până la 5? 2 și cu 3 fac 5. Și cu 6 și cu 4, 10. Deci până aici am pe 10. Deci când încep cu ultima cifră, cu prima cifră 1, trebuie să mă duc neapărat până la 4. Cu a doua, trebuie să încep cel puțin 4, ca să fac pe 10 asta. Mă. Hai să-l formim așa. Hai să înțelegem, da. Deci pornim de la 1 număr. Deci pornim de la A și trebuie să ajungem până într-un punct în care ne va da 10 ori A. Așa trebuie să facem. Deci, să completăm 10, dacă am zis că pe A egal cu 1, ca să completăm 10 trebuie să ne ducem până la 4, obligatoriu. Că numai până la 4 fac 10, uitați. 3 și cu 3 și 6 și cu 4, 10. De acum, ce pun peste 10, trebuie să fie cifra asta, IB. IB. Și IB-ul rapid. Deci IB-ul rapid. Exact. Mergem într-un limbaj accesibil nouă. În clipa asta, ducându-ne acolo, n-am putut să ne apropiem de găsitul de loc. Deci numele de tipul AB, cu A mai mic AB, mergem cazul întâi. Cazul întâi. Caz întâi. A egal cu 1. Obținem 10. Obținem 10 până aici. 1, 2, 3, 4. Suntem obligați să vă. Corect. Ia 10. La 1, 10. Exact. Atenție. Și acum la B, orice pun imediat următorul este B-ul. B-ul care da. E rapid. Și adică îl punem pe 5, când pe 4 urmează 5. Excelent. A, 1 pe 5. Primul număr 5. Deci, aici vreau să vă las încolo de toate, da. Am amețit exact. Deci A1 înseamnă o 10, nu? O, am găsit, uite, 1 plus 2 plus 3 plus 4, e o 10. Am găsit A1. Și apoi ce punem peste A? Până la 5, deoarece este pe... Și mai punem pe B. Da, și apoi numărul 5. Și ăsta e numărul 5. Deci, clar că rezultă A, B, e ca cu 15. Ia, acum să vedem pentru A egal cu 2. Până unde merge? Sigur.